Să nu credeți niciodată că lui Dumnezeu nu-i pasă de emoțiile noastre. De ce spuneți să aruncăm asupra lui îngrijorările noastre? Îi pasă lui Dumnezeu de emoțiile tale. Lui Dumnezeu îi pasă cum ne simțim. Întrebarea este cum abordezi problema. Asta este întrebarea. Deci am o problemă, am o presiune psihică, emoțională profundă asupra mea. Sunt îngrijorat de niște lucruri. Întrebarea este ce faci? Răspunsul carismatic. Vii la adunare duminică dimineața și trupa de traumă și fraudare ne duce pe valul închinării. Și mergem pe valul închinării până la ora 12 sau 12 jumate și când am ieșit afară, plecăm înapoi cu bagajul de îngrijorare după noi. Asta e prima soluție. Da? Ce s-a întâmplat? Psihologic vorbind, s-a întâmplat următorul lucru. A fost un atac asupra sentimentelor. Te-am luat și am încercat să îți anesteziem sentimentele pentru 2 ore jumate. Te drogăm, domnule. Te drogăm emoțional. Nu-i prezența Domnului. Simt puterea, simt prezența. Nu simți nimica, mă. Termină, că în 2 ore nu mai simți nimica. Te golești rapid. A fost umplut, umplerea. Cât ține? Până am ieșit afară, ține umplerea. După aia, te umpli înapoi cu îngrijorările tale. Când în realitate, a fost numai o senzație a ta. Care e problema? S-a abordat personalitatea omului din punct de vedere emoțional. Asta este problema. A fost un bombardament emoțional. Pur și simplu asta a fost. Dacă te duci la un concert de al lui Shakira sau de numai eu nu știu cui, ferească Dumnezeu, o să ai aceleași emoții pe care le ai într-un concert de rock creștin cu ghilimelele de regoale și foarte multe note de subsol. Exact aceleași senzații și sentimente. Pentru că este un atac emoțional. Este un atac emoțional. Se lucrează în subconștientul tău prin emoții. Ce spune Dumnezeu aici? Partea cealaltă este următoarea. Să nu faci un atac asupra sentimentelor, ci să rezolvi problema spirituală pe care o ai. Relația ta cu Dumnezeu. Asta este diferența. Ori faci un atac asupra sentimentelor și încerci să te descarci emoțional și unii spun, domnule, vorbirea în limbi, bolboroseala în limbi este o descărcare emoțională. Zice, după ce vorbesc în limbi, mă descarc emoțional. Eu știu cum e treaba asta. Să te descarci emoțional. Dar știți că ține asta? Până te-ai oprit de vorbit în limbi. Nu? Cum e, frate? Când te-ai oprit, trece puțin timp și spune, iar vine satana asta. Dă iar o tură, rămâi iar pornești motoarele pe el. Dar nu funcționează asta. Funcționează numai pentru o perioadă scurtă de timp. Și logic, personalitatea omului este complexă. Faci un atac asupra unei părți din personalitatea, asupra emoțiilor. Alții fac atac asupra voinței. Dar nu asta e problema, oameni buni. Noi avem o problemă spirituală, noi avem o problemă cu Dumnezeu. Eu nu mă pot descărca prin metode pseudo-spirituale. Dacă eu am rezolvat problema, eu am o problemă cu Dumnezeu, eu sunt mândru, mă, și arogant, de asta mă îngrijorez. Că cred că-s grozav și-s frustrat că eu, marele Andrei, n-am putut să rezolv problema asta. Și turbesc, o să zică alții despre mine, că nu sunt stare să mă descurc. Asta e problema mea. O problemă profundă de mândrie și de aroganță. În momentul în care mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, rezolv problema fundamentală spirituală a mea. Și când am rezolvat problema spirituală cu Dumnezeu, emoțiile mele se liniștesc. Psihicul meu intră pe făgașul corect. Personalitatea mea toată se aliniază după voia lui Dumnezeu și stabilesc un echilibru emoțional, un echilibru al personalității mele fantastic. De asta eu nu spun, veniți că Hristos vă poate da liniște, Hristos vă poate da pace. E greșit abordată problema. Nu că Hristos nu-ți dă pace, domnule. Tu trebuie să rezolvi problema principală din viața ta. Că nu ești în păcat cu Dumnezeu, asta e problema. Astea sunt 2 abordări. Faci un atac asupra unei părți din personalitatea omului sau rezolvi problema principală cu Dumnezeu, problema spirituală.